Mare este Dumnezeu în fața căruia ne închinăm. Mari și minunate sunt lucrările Lui. Și am încercat prin cântările noastre să ne pregătim inimile și sufletele pentru prezența Lui aici. Lui îi place lauda și închinarea. Și atunci când noi cântăm și ne închinăm înaintea Lui, El coboară, se apropie de noi și vrea să vorbească fiecăruia dintre noi. În primul rând, vreau să aduc din partea fraților din biserica noastră de aici, din Ploiești, din partea fraților tineri, urarea aceasta de bun venit în casa lui Dumnezeu de aici și să vă spun că de la această întâlnire avem așteptări mari, în sensul că această temă pe care am vrea să o parcurgem împreună în această zi binecuvântată de El, generația tânără de astăzi, sub influența lumii sau sub puterea Cuvântului lui Dumnezeu, am vrea ca această temă să aibă un impact asupra tuturor care sunt prezenți aici. Pe lângă salutul nostru, aș vrea să vă citesc o poezie din partea unei surori din Ploiești, care nu mai vine de mult la adunare, care stă pe patul de suferință, dar care a ținut să aducă salutul ei tuturor tinerilor care vin din țară. Mireasă iubită este titlul poeziei. Atunci când te vei mări și în credință vei spori, să nu uiți o clipă chiar că ești salvată prin har, căci pe crucea din Calvar ai primit iertarea în dar. Întărește-te mereu și în credință și în slujire, dar mai ales în iubire. Cel ce vine în curând să ne aducă în Cerul Sfânt, să ne ducă în Cerul Sfânt, îți șoptește cu iubire, eu sunt al tău mire. Porumbiță mult iubită, fii gata să fii răpită. Vă spun acum tuturor, fiți gata de zbor. Maranata, totu-i gata. Întâlnirea din această dimineață este împărțită în această oră de laudă și de închinare pe care am avut-o aceste momente. Apoi avem acum o oră de expunere, până la ora 11:20, când vom avea o pauză de ceai și de cafea. De la ora 11:20, încă o oră în care vom avea din nou două expuneri. Iar apoi, partea de final este o expunere care se vrea o chemare motivantă la mărturie relevantă în mijlocul lumii în care trăim. La ora 1, cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să avem pauza de masă, pentru că apoi, după o oră aproximativ, să avem încă un timp de dialog sub formă de întrebări și răspunsuri. Dacă în urma expunerilor pe care dumneavoastră le auziți, aveți întrebări, să nască în inima dumneavoastră anumite întrebări, care să fie întrebări la locul lor, întrebări care să fie legate de subiectul acesta, pentru că mi se pare un subiect cât se poate de actual, care se potrivește pentru vârsta noastră, vă rog să trimiteți biletele acestea aici undeva în față, la frați, le vom aduna și apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, frații vor da răspuns la întrebările dumneavoastră. La partea de final vom avea și o parte de o provocare pentru fiecare dintre dumneavoastră, dar toate la momentul respectiv. Domnul să binecuvinteze întâlnirea noastră din dimineața aceasta.